Pe Gabriela Szabo, cunoscuta noastră atletă, recordman mondial la 2000 de metri în 1998 și 5000 de metri la Dortmund, prințul Charles, moștenitorul tronului Marii Britanii și pe fostul secretar de stat al Statelor Unite ale Americii, Condoleezza Rice, îi leagă o clară particularitate. Toți sunt născuți într-o zi de 14 noiembrie. Celebra sportivă româncă, născută la Bistrița în 1975, a fost întâmplător descoperită la 12 ani, a intrat în competițiile de senioare după apreciabile rezultate obținute ca junior, iar din rândul celor mai importante performanțe ale sale, trebuie să amintim. Gabriela Szabo este campioană olimpică, de 7 ori campioană mondială, dublă campioană europeană și una dintre cele mai valoroase semifondiste din toate timpurile. În 2004 m-am oprit din activitatea sportivă. Am pus punct unei cariere frumoase de sport de mare performanță, iar în momentul când m-am reîntors acasă, am considerat că este oportun să dau înapoi ceva sportului care m-a făcut ceea ce sunt astăzi. Prinț de Wales și moștenitor al tronului Regatului Unit, Charles, fiul reginei Elisabeta a II-a, este născut la 14 noiembrie 1948 în Londra. Manifestând un interes deosebit pentru țara noastră, Charles se declară îndrăgostit de România și a cumpărat chiar câteva terenuri în Transilvania, iar din 1997 vine relativ des să viziteze zonele frumoase de la noi, explicând ce îl determină să recurgă la aceste deplasări. The villages, the churches, the whole extraordinary atmosphere of somewhere which is timeless. And it is very rare nowadays that. Consilier pe probleme de securitate națională în timpul președintelui George W. Bush, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii, Condoleezza Rice este născută la 14 noiembrie 1954 în Alabama. Unele dintre primele activități întreprinse de Rice în Europa au fost vizitele făcute în 2005 pe continentul nostru, cu scopul de a încerca aplanarea divergențelor euro-americane. În același timp, Condoleezza Rice trebuia să pregătească vizita președintelui Bush pe bătrânul continent. Tot în 2005, pe 6 decembrie, înaltul demnitar american a făcut o vizită de 3 ore în România, primită fiind atunci de președintele Traian Băsescu.